foarte multe de imagini. Deci este esențial, esențial este să înțelegi că în studiul unei funcții noi ne frământăm să găsim Y aceea. Că cu Y și știindii și poți reprezenta perechile de puncte în plan și poți da imaginea graficului. Da? Deci asta facem noi totdeauna când se o funcție. Din cele mai multe ori ne-a ieșit și autorul ne indică rețeta. Ce se zice? Spune, se dă funcția f de x. F de x egal cu 3 pe 5 ori x. Cât? 3? Super. 5 ori x. Da. F de x egal cu 3 super 5 ori x. Da? Da. Nu mai e de B. Ai dat 3 pe 5 ori număr, mulțim cu x. Tot e gradul 3. Ce poți să spui? Despre asta, virgulă, stabilești tu F de finită. Ma, ai o pretenție aici? În afară de X0. De ce? Ah. Poți să fie orice X, dar X nu la fel. F de finită de R cu valoare din F. Corect. Și de acum știi că acum arată, de aia X valoare, știi că e o dreaptă, e suficient să dai 3 de X, trasă graficul lui Neune și gata graficul. Da. Dar dacă x e 5, puteam să simplifica 5 cu 5, să trebuie să facem neapărat mulțirea 5 ori 3, 5... Mai faci 5 pe spate 5, nu tot 5 face. Da. Păi, simplific să o mulțești pe o parță, are rost. Deci dacă dai pe 5, imaginea e 3, da? Da. Deci pentru x egal cu 5, rezultă că F de 5, adică Y care apare, este nu altcineva decât 3 supra 5 ori 5, 3 pe 5 ori 5, și egal cu 3. Și eu știi că mai dai un X. Minus 4, este, da. De regulă, dai așa, ca să simplice, cât să-ți fie bine ție, X egal cu 0, eu, da. Ca să meargă de bine. Pentru X egal cu 0, F de 0, egal cu cât? Egal cu 3 pe 5 ori 5. Adică cât faci? 3 pe 5? Ori 0. Optim? Ori 0. Cât faci? 3 pe 5 ori 0? 0. Și nu te știi, stai pe gând. Nu. Păi nu stai tot pe gând. Și tu ne-a venit egal cu 0. Atunci, graficul funcției, ai două funcții sunt suficiente, că văd predat pe el. Ai toată zona. Deci F e definită pe... Ai spus foarte bine, ai două puncte. Care sunt punctele coordonate? 5 cu 3. Deci 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Deci 5 cu 3. Și 0 cu 0. Și 0 cu 0. Asta. Și cum e definită peste tot? Cum ar trebui. Dreaptă. Dreaptă cu funcții este această dreaptă pe care o vreau să vreau. Asta e grafic. Funcția este. Sigur. Dar dacă ar fi dat așa, F definită pe mulțimea formată din 0 și 5. Cu valoare. Aceea este rețeta. Hai să zicem unul acum, e altă domenie de ființe. Dar rețeta e egală cu tot 3 pe 5 x. Tot pentru 3 pe 5 ori x. Care ar fi fost grafic? Păi 3 pe 5 ori 0 egal cu 0 și 3 pe 5 ori așa, dar numai cu... Hai să facem grafic pentru a doua funcție. Asta a fost pentru F1 acum, da? Da. Sigur că da, adică... Da, numai că nu mai e
nu mai e graficul. Deci cât nu mai pute în spațiu. Nu, nu în spațiu, în plan. În plan, da. Da, și mai putere. 0, 0. Și respectiv 3 cu 5. 3 cu 5. 1, 2, 3, 4, 5. Deci asta. Deci asta și asta. Deci este vorba de 0, 0. Și 3 cu 5. Asta e finalul, nu? Deci doar două puncte, atât. Nu le mai urmez, nu mai e nimic. Dar dacă aș fi spus F, F2, a doua funcție, depinde de intervalul de la 0 la 5 cu valori în R. Deci la 0 la 5 cu valori în R. Având rețeta F2 de X, aceeași rețetă, cât ai zis tu, 3 pe 5, ori X, dacă avem așa. Și toate punctele de la 0 până la 5. Îți toate? O să fie un segment. Va fi un segment, sigur că da. Deci în condițiile astea, ai clar în mise și știi ce? Că X și toți X și la 0 la 5, deci unii ești totul. Deci cât ar să fie, hai să nu desemnăm. 0, 0, 1, 2, 3 și 5, 1, 2, 3, 4, 5. Și o să fie toate puncte. Da. Și acum este segmentul ăsta, da? Da, vezi? Este segment. Deci tot segmentul ăsta. Și punem și capetele surplate. Da? Și da. Capetele. Asta e pentru F2. Pentru F2. Iar pentru F3. F3. Dau o altă funcție. Pot ceași rețetă. Deci, zicem, F3 de X egal cu F3 de X egal cu 3 pe 5 ori X. Da? 3 pe 5 ori X. Dar F3 e definită pe 0 deschis până la 5 închis. Este o altă funcție. Definită cu valoare de numele care apare pe pagina de tot treaba. Poate să fie zero, un pic 0 și 5, dar nu mai, nu mai luăm pe 0 în capul. Deci nu mai luăm capul de aici. Da. Deci imaginea mi va arăta așa. 0 aici punctul, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 și 5, 1, 2, 3, 4 și 5, paralele. Dar numai 2, 5 era pe toată ișilor. Păi de ce 5 pe? Păi se vede 5, așa, în date urmări. Păi... Atunci îți pare că nu toate celelalte. Deci la toate celelalte, că X-ul e 5, bine că observați asta. Deci 1, 2, 3, 4, 5 și 1, 2, 3, da? Uite, așa trebuia făcut. Deci la prima... aici ar pasa bine, nu? Da. Da. Și aici e fi definită pe 0 și 5. De ce se spun chere? Da? Din cu aceea. E tot segmentul ăsta, dar 1, 2, 3, 4, 5 și 1, 2, 3. Și acolo la fel. Atunci, ăsta este segmentul. Așa. Și acolo la fel, să punem 5. Deci 1, 2, 3, 4, 5. Și 1, 2, 3. Și așa, dar fără să iau punctul de aici. Aici se spune a deschis și aici închis. Așa m-ar fi paranteză deschisă și aici închis, dar fără da. Punct și acolo punctul cu toți. Sper că acum s-a clarificat cât de important este să știi rețeta, să știi domeniul de ființe, cum estimate alte funcții și să reprezintă în plan graficul respectiv, a funcției respective. Da? Sigur că vom mai lucra mai departe, vom lucra și lecția care urmează.
Avem, în momentul de față, spuse la acum câteva lucruri despre funcționare. Deci, suntem la primul noțiuni. Sper eu că și cu această lecție, ți-a mai caricat o serie de lucruri, dar funcția de grabă nu este deocamdată. Sinteză? Da? Sinteză tot funcționare. La revedere, vă mulțumim că ați primit profanaj, vă dărim o seară pe vârta contenta comentarii, de la și share. Așa se facă, prietenii noștri. Ne oprim aici.